44,5. Cu asta prima ne înălțăm cât e și aia. Da. Da? Cu a doua ne înălțăm, cred că cât e ea, exact cu înălțimea asta, o leacă mai sus decât așa, până la 55 cm. Următoare ne lăsăm mai jos de aici deja. Da. Un pic, dar nu mult. Și mergem așa în valuri de Dunăre. Da. Așa, o dată. 44,5. Da. O să nu-mi pasă din câte cât este. Și să trecem după următoare. 105,5. Hai să căutăm una pe acolo. La ce-i pus să ude? La cartof. Păi și rândurile alea de la mazăre le ud degeaba? Care mazăre? Ce mazăre? Ce rând? Unde le-am smuls? Zgoale. Păi să punem ceva, dar nu știu ce. Varză. Nu. Nu varză? Asta nu-i, dar care? Uite asta, e de sus. Dacă nu e asta, asta nu e de sus. Asta e până într-o sută. Dar ce-o tai cu asta? Da, după aceea să modific, e nasol. Hai să vedem jos ce e pe aici. A, era în paharul. Ne-a trimis doamna. Da, unde-i doamna? Unde-i doamna? Doamna Mocanu, de la Constanța, un pom de... Cum se numește asta? Smochin. Smochin. Cu rădăcină. Acum să vedem dacă s-o prinde. Dăm frunze de jos. Și dar mergem și căutăm un loc între la ăia unde nu... Eu zic undeva mai pe încoa. Doamne ajută să prindă, mai ales că-i mitit el. Nu, aici, n-ai unde. Acolo, în fundul, nu s-au prins aia din... Da? Ei, stă prea în vânt și nu o să stea iarna. Adică? El ăsta trebuie să-l acoperi, să-l... Pe și unde vei să-l pui? Undeva aici, aproape. Unde lângă gardă aici. N-am unde. Ia uite frumos, da. Nici nu da, se zice că l-am pus. Undeva pe aici, dos. Da, mă, că-i mitit el, chiar lângă... Lângă asta de scurgere, lângă, că unde am pus magnolia mea, că nu s-a prins, s-a rupt acum. Acolo? Da. Imitite-l, măcar să am grijă de el. Aduc-le. Și să-i pun, uite, o bucățică de asta, să nu se dea peste el cu picioarele, cu... Ai auzit? Da. Punem un de asta, așa. Hai să-ți scot copacul atunci de acolo, nu? Păi nu, că e rupt oricum, s-a rupt de tot, a pocnit. Am tras o leacă cu grebla. Erau niște... Aici era, nu? Da. Uite, acum am tras și s-a luat. E dos o leacă, știi? Uite, vine dos de la Iași. Da, dar are și gunoi, uite. Da, da. De la tău, nu? Da, uite, ciotul. Uh-huh. Uite, cum raniță, alea, alea. Pui și asta lângă gropi. Ce? Asta. Ah. Odată cu el. Dar trebuie rupte frunzele astea. Hai, lasă-le și pe astea, că scade ele oricum. Ăsta trebuie să-l tăim de tot. Ăsta trebuie dat jos de tot. De tot. Ia ăla de acolo. Ia ăla. Ia și ăsta și îngroapă-l. Păi să-l punem întâi, vrei? După aia? Mă, îngroapă-l că-i subțire. În partea asta altă. Așa. Așa. Vei, cum vrei tu? Uite aici. Că-i subțire. Hai. Păi de-aia ți-am zis. Ia. Treabă. Treabă, nu că treabă. Rămânească. Ia să vezi ce smochine facem noi de la doamna Mocan. Uite așa, adu-o leacă de apă. Hai că-i aduc eu jumătate de găleată acum. Păi i-am zis că tu ești cu... Dar mi se pare că eu am zis într-un clip, că numai smochine ne lipsesc, că mie îmi plac, ți-am zis, am avut în copilărie copaci. Nu. Și uite de asta nu găsi... Ba da, găsisem, dar era foarte scump. Hai să trag pământul leacă. Era cât nucul, dacă nu mă înșel. Să-i facem o leacă, de ca să poți să-l uzi, știi? Da. S-o prinde oare? Cum să nu se prind? La cât... Da, cine știe? Dacă vezi în perioada asta care urmează, vezi dacă... Serios? Da.
uite ce soare. Dar trebuie să tăiem, cum se numește? Trebuie să tăiem butucul la tiri, că nu stă bine. Lasă că-l tai eu acum. Tu termini acolo ce ai de făcut și îl tai. Uite așa, adu-i alea cât de apă, pune apă. Da. Apă. Da. Da. Și l-am terminat. Să rămână, boda proste. Să dea Domnul să prindă. Puțin nori, atunci plouă ca lume. Da? Oi, bine, următoarea măcar... ce faci? Cât de înalt o faci? Asta e mai scurtă. Următoarea, mă. Următoarea, cum ai ieșit. A, da? Da. No. Hai că plouă! Hei, Lin. Hei, Lin. Cățelul, ham, 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 pipuțelul, guiz, guiz, guiz. M-a pupat ala. Uite așa face, face, face puțelul, uite așa, ham, 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 ham. Eu. Eu. Dar ce-i faci bobiță la asta? Ce? Ori nu-ți place? Dar eu știu ce să zic. Nu fă de-astea. Că așa o să fii tot gardul. L-ai cumpărat deja? Aha. Mie îmi place de mor. Trebuie băgat și printre el, vezi? Printre ele. Lasă că merge. Dai odată, păi nu merge, că să... El să mai și strânge, știi? Ia uite cât a intrat, jumătate de asta. Jumătate cutie aici? Da. Și am pus mult diluant. Păi îți trebuie o suriche, înseamnă. Ce faci aici? Dacă eu îți spun. N-am cu ceva face. La mine-i vopseaua ca să dea culoare, nu altceva. Ce face altceva vopseaua? Apără de... De. Ploaie. Cătuși de cât. Cătuși de cât. Cât crezi că o să apere asta ieftină? Mă duc să mai pun, că nu mai am și eu una de făcut și la revedere. Vrei să te ajut să mă bat sau ce să-i fac? Nu, că trebuie să o fac întâi. A, n-ai făcut. Mai am una și încă jumate. Una mai jos, una mai sus, una mai străbă, una mai dreaptă, una mai... Una iunii. Una mai, una iunii. Hai frumos. Îmi place culoarea. Mult. Nu știu ce zic. Nu tot, toci, mă. Eu nu comentez nimic. Ce să comentezi? Nimic, nu am ce comenta. S-a încadrat de sec capul. Da? Ia că a venit și Ema să te ajute. Ai zis și tu, mă, Celica? Da. Ema, dar ce faci tu acolo? Ce faci tu? Nu știi? Da, da. Cum, ia? Cum face fata, ia? Nu, ia. Când o întrebi, atunci ce face. Ema, dar ce știi tu să faci? Ce știi tu să faci? Deja s-a supărat. Ia mai dă-vă de aici. Ema! Tată, dar urâtă mai e. Vezi în fața acolo, mai e drept, să nu e înapoi altul? Ce faci tu? Ce mai spui? Ce faci? Ce faci tu? Așa a zis? Hai să vedem. Vezi dacă vin drept, înapoi altul, în față, acolo. Jos, da. Aici sus o leacă. Sus. Păi nu, că sus nu-ți băgați niciunul. Ah, da. Sus, așa. Vine acum sus? Una cu alta nu vine? Nu, atât. S-a văzut filmată și de aici s-a părut interesant filmată. S-a văzut ea în ecran. Și de-aia a început să vorbească ea singură. Ca să aibă și ea peste ea. Da.
De jos zici că e bine, nu? Da, e perfect. Dacă-i bag aici, sunt pe bine. Ce bine arată. Îmi place. Și am terminat, mai rămâne gardul și portița. Gardul și portița? Gardul și portița. Portițele și poarta. Gardul, poarta mare și poarta mică. Unde eram eu acum, nu știu. Ia uite ce sudor i-a dat domnul șef, între unghi, așa, cică. Deci am făcut asta așa, ca să nu se mai ducă stânga-dreapta, unu. Și a doilea oară îmi ține și ăsta. Auzi? Dacă îi faci porțele, o să lase cu ea, știi? Ascult. Din cu ăla stabilitate mai mult. Dai de gând să faci ceva aici? Nu. Să îi pui ceva în capă de a-i lăsat-o tocmai așa? Chiar, bănuiți voi ce vreau să fac aici? De-am lăsat ea. Nu, mie mi-a venit o idee. Bine, eu știu ce vrei să faci. Ce, da, să pun? La... tricolorul. Așa. Nu asta. Dacă ai face un de ăla de basket pentru Eric. Unde? Un coș de basket. O leacă mai sus. De aici, să numai să arunce, nu neapărat acum. Da, poate să-i fac acolo. Cumperi un coș și îl atașezi, îl strângi acolo și... Da, poate să-i fac acolo. Și pe-l dai jos când vezi că nu mai vrea. Dar nu cumpăr, că fac un chestie de rotund. Rotund, cum ai făcut la Iaz. De obzățică, de... Da, exact. Ema, ce faci, mămica? Ce faci acolo? Dar ce s-aude? Lăcrămeara aspiră la păr. Ema, ce faci acolo? Îmi faci vedetă pe asta. Îmi place să vede în telefon ăsta și vorbește, să ia uite. Ia uite-mi fața acolo de el. E mult? Puc! E mult. Da. E mult, dar ce trebuie să bagă? Nu, bucățică nu. Păi nu, că nu e bună, că e lată. Să caut ceva mai îngust să bagă aici, știi? Da. Uite așa, am căutat, deci într-una bucățelii. N-am vrut să dau pe ăsta partea din spate jos. Am vrut să-l pun așa, paletul întreg, ca să arate pe partea asta interesant, da? O grămă de chin. Mai degrabă dădeam jos și lăsam numai... Am fost, am mai luat 10 paleți ca să facem poarta ce a rămas. Am mai luat 4 lețuri, cred că se numesc, alea de 5x5. Lețuri se numesc, nu? Da. De 5x5. 10, 11 paleți am luat, nu? Da. Încă 11 paleți, sper să ajungă pentru porți și pentru ușa de dincolo. Portița mică. Portiță, sperăm. Da. Și mă apuc de ieri chiar acum, dar înainte vrei să vă arăt și voi ce mai e pe grădină? Adică de ce m-am ocupat în ultimul timp, o să spun. Exact. Am luat și balamale pentru porți, să vedem cum le improvizez pe aici, și pentru portiță, holciruburi, chestii, balamale. Chestii balamale. Scăpșunile. Deci în fiecare zi, de vreo săptămână, două săptămâni, cred că, nu? Da. Zilnic, câte doi pumni așa de căpșune adunăm, îi dăm la... Și mai nou mănâncă și cireși pe lângă, adică de la noi. Așa. Dar nu mai sunt multe, nu mai sunt. Da, dar nu... Două, trei, cred. Așa, și zmeură. Da, zmeura începe acum să coacă. Aici am prășit iar, am mai intrat de două ori între timp, de când ați văzut voi de la ultimul live. Ah, dar nu mai e bună aia, că a stat în soare. Și are gust de plastic. Aia sunt pepini galbeni, deja au evoluat un pic, după cum vedeți și voi. Ia uite, dovleci, trebuie să iau. Ieri am prăjit. Dovlecei, pane. O grămadă avem. Și acum ar trebui să iau, uitați să aici. Dăm la... Ia uitați aici, ia uitați. E da, la porc, la... Ia uitați aici. Ia uitați cum stau. Ia uitați. Pal din nene, infractorii. Rândul ăla ultimul, ia uitați, aproape el a ajuns pe ăsta. Da. O frumuseți. Dovlecei, dovlecei, nu jucării. Sămânță bună. Ia uite. Și vă stau crăcănați, 4. 4. Și am mai adunat și ieri și-a luat ieri, nu? Și-a... S-a nimerit și un zucchini, zice la ăsta? Da. Bălțatul ăsta? Am prăjit. Zucchini, cred că zici. Ai luat din ăsta? Ia uitați, o grămadă de dovlecei. Are bunica ce-i face la pui. Ăștia sunt pepinii care i-am pus. Deja au început să întindă, iar. Trebuie să-i... Și acolo, mâine dimineață trebuie să-i dau apă. Da, de acum trebuie să direcționez.
exact. Nucul, nu v-am arătat. Ăla fără rădăcină. Nu, ăsta e nucul fără rădăcină. Să-l tai de la primul nod de sus. Da, trebuie tăiat de aici. Și e și o bălărie în ea. Ia uitați nucul ce a evoluat, nuculețul meu fără rădăcină. Da, de aici jos și la revedere. Așa. Aici am pus, nu știu dacă știți. Am filmat atunci când am pus răstaud de varză? Ia uitați. E cam în stadiul ăsta răstaud de varză. Cam așa arată. În locul ăla a fost mai stătut. Da, mâine dimineața să-i dau și la ăsta. Ia uite, aici au ridicat iar panoramele astea. Ia uite. Da. Băi, dacă nu... Își fac de cap. Nu mai găsești pești de ea să le bacă, dispăreau imediat, fugeau la vecini. Eu uite de roșiile alea, spuneam că să le luăm, să le punem în locul la... Da, da. La cum se numește? Păi da. Acum zi. De unde am luat mazăre. La mazăre, da. Le pui la vrăjel așa, dacă s-o faci ceva, s-o faci. Ăsta e porumbul de fier. Deja a început să ridice fasolea asta. Da. Aici avem roșiile, care au evoluții foarte frumoase. Neașteptat chiar. Ia uite. Andrei. Varză. Roșiile alea mărunțele care erau vai de mama lor, uite cât de groase sunt. Sau flori, cât de mici, da, și sau flori. Da, uite ce frumoase sunt. Ardei ăia amărâți care erau de o șcuapă, uite și tu ce frumusețe ai de la noi. Ia uite ce frumusețe de ardei. Care erau vai de steaua lor, dărâmați vai de steaua stelilor. Ia uite ce frumos sunt pe rând așa. Foarte frumos. Dar am avut grijă de ei, i-am... Dar uite castraveți. Bibilit, i-a luat jalea. A, se bară și la castraveți, că deja au început să rodească. Adică am și mâncat. Stai așa, că am și două bobițe de roșii. Ia uite, da? Două roșii aici. Ia uite. Una, două. Vezi? Da. Mai era bună, nu știu pe unde. Eu știu toate. Ia uite. Inima boului. Da. Inima boului, da, dar nu știu dacă o fi bun, că e de Italia. Sămânță italiană, nu știu ce fel o fi. Asta e ceapa care a mai intrat încă de două ori, de când n-am mai postat, am intrat în ea. L-a prășit. Da, și arată cam așa. Problema e alta. Că ea deja, ceapa e foarte mare și foarte verde. Nu știu, ciudățenia pământului. Asta e ajuns la maturitate, dacă te uiți. Din mărime, mă refer. Deja sunt unele foarte, foarte mari. Și ea nici măcar n-a început să usuce absolut deloc. Nu știu ce e de făcut. Se face cât piepele așa până la urmă, cred că până la... Și mare, niște panarame, dacă vă arăt și ceapă, ia uitați. Uitați-vă la degetul meu și la ceapa asta. Prin comparație. Nu. Niște panarame, dar auzi? Și ce mă gândeam, dacă lăsăm ceapa asta așa pentru sămânță, o fi bună? Deci, asta e ceapă pusă pentru foi. Da, și asta e sămânță, da. Ca să faci arpagic. Da. Păi și... Care idee? Pentru arpacic, pentru anul ăla altul. O fi? Să punem la anul? Nu știu, n-am. Adică să-l lăsăm să usuce pe loc aici, mă referam. Nu știu ce să zic. Aici, ăsta care l-a întaiat părul, ăsta a făcut o floare acum târziu și a lăsat și gutuia, dacă îți vine a crede așa ceva. Uite, dacă îți vine a crede. Te-am mulțumit. Da, exact. Mergem mai departe. Un amăr, o brânzalii. Și ai de lei. Dar ia uite ce de-a gutuie. Ia uite gutuiețe ce sunt. Dar ce multe sunt. O grămadă de gutuițe sunt. Gutuițe frumoase. Smeura căpșun. Pentru iema de seară să le culegi. Lasă-le să mai roșească, să fie dulce. Coacăzile alea negre deja au început să coacă. Mergem mai departe. Ia uite ce frumoasă a făcut coroana pe iese cu plat. Da, vreo floare a făcut ăsta anul ăsta? Ei, dacă abia l-ai pus, vrei... Da, ăla cum a făcut? Așa, aici am tăiat deja ăsta mărarul. Și l-am băgat la congelator. Dar cred că îl dăm jos de tot și mai punem încă o dată. Îl dăm și pe ăsta, n-ai rost. Până mai dă... Pătrunjelul de frunze, frumos ăsta. Ăsta e de rădăcină, pătrunjel. Deja a început să fac rădăcină, dacă îți vine crede. Da? Da, am văzut eu. Unde? Era pe la suprafață, așa, dar nu mai știu pe unde am văzut. Așa. Sfecla roșii. Deja e mică și e căpățâna mai mare ca pumnul. Nu știu dacă se vede. Ia uitați. Ia uite ce căpățâni are. Ia uite ce căpățâni are. Dacă îți vine crede așa ceva. Salată de varză cu sfeclă. Iar asta sunt semințele aia de la ambuțion pământ. Panaramele aia de semințe. Ia uitați ce roșii aici. Ce panarame de roșii.
frumoase, foc, foc, da. Foc, foc. Pline de flori. Da, mergem mai departe. Mergem mai departe. Afinile noastre deja au mai crescut o leacă. În dimensiuni. Da, afinul ăla. Ăsta s-au trecut fructele, gata. Afinul siberian sau ce era. Ia altele. Coacăzele au început să facă... Să coacă. Câte un pic. Cum să știu o vișină? Stai ca îi se rupe și nu vreau. Săptămâna viitoare că e să coc și asta, trebuie adunat. Frumos. Ce are? Dar tu crezi că sunt ciriești? Ce crezi că sunt? Nu. Dar ce faci așa? Am mâncat și ceva dulce înainte și îți faci și mai asta. O napolitană găsesim de la el. De asta. Am uitat să vă zic și chestia asta. Deci alunul anul ăsta are sute de aluni, cred. Câte două, nu știu dacă se văd. La fiecare frunză aproape. Da, s-a ascuns, ia uitați aici. Câte trei, câte patru, câte cinci. N-am văzut niciodată așa ceva. S-a ascuns și pe sub crengile astea. La toate. Sunt plin. Da, el e moartea lui, el nu este. Ia uite aici, deci la fiecare nod are alună. Așa, mergem mai departe. Ăsta a avut două fructe aici, dar nu mai faci. Ăsta le dă în jos, uite așa, s-a uscat. Era ăla, cum îi zice? Migdalul, da. Aici pierse cuplat tot așa. Din coacele ușteanu avem câteva prinsi. Dar așa treaba cu el. Chivile noastre s-au prins, doar că am uitat să nu mai dăm apă pe aici. Cum am uitat să dăm? Le-am dat ieri, alaltă ieri, când? Păi le-am mai dat o săptămână și ceva. Dincolo bostarii lui Carmen evoluează și nu prea. Dar așa fac asta ziua, ca și castraveții. Și aici, ia uitați că sunt... De înalți cartofii noștri. Deci la copac acolo, cred că v-am mai arătat, am tăiat deja. Uite pentru aici, că... Tu ai zis să pui aici, ce am zis să punem? Roșiile. Roșiile. Alea. Dar cred că pui doar pe un rând, că al doilea rând e ăla. Și s-a pus... Ai, unul lângă altul acolo. Da. N-ai detalii. Punem doar pe unul, cred că. Bă, cred că punem dese pe un rând de ăsta. Da. La 10 cm, roșii de roșii, dă lemnul ăsta. Ia uite ce morcov superb, băi. Deci morcovul e frumos, tare. Tare. Da. Dar nu se vede până... Am smuls unul de curăstate. Nu smulg, lasă-l. Eu. Dar n-ai ce să mănânci, doar nu-s mare, nebună de mâncat, ce ai? Ah, eu mănânc ea, colicul pământului cu tot... Aici am tăiat cartofi. Năpădisi copacul, frate, deci năpădisi copacul. Da. Păcat de ele, uci de miere. Așa. Hai să plecăm de aici, hai să mergem pe altă parte. Ați văzut vreodată prune așa? Plin, așa. Atât de plin. Deci e plin, full de pruni, full. Ia uitați ce aici. Ia uitați ce aici. Le-am dat lui Emma dimineață. Cireșile. Iar din coace avem alt soi de prun. Ia uite, alt soi de prun aici, care a făcut și anul ăsta, dar zic ce gust au, că-s curios. Că ăsta n-a făcut anul trecut. Are câteva. Au. Avem de gustat. Așa, mergem mai departe. Uite, asta nu e bună. Aici sunt nectarinele, care au și ăștia. Care-s plăcerea mea. Nectarine. Eu nu prea bat cu el, mai degrabă cu piesecile. Ia uitați. Ăstea sunt uscate cu totul, cred că de la boala asta, de la... Da. Uite, au căzut deja frunzele pe jos, vezi? Așa. Mergem mai departe. Ăsta e... Deci nu mi-am amintit el. Are și el câteva vișiniele acolo. Are și el câteva vișiniele. Vai, da. De steaua lui. Așa, perele. Vai, ce frumoase sunt. Da, aici trei. Și din coa patru avem. Așa, de stea cu gât. Ia uitați. Cred că să fac mare astea. Așa, avem mărul ăsta care e plin de mere. Curge pur și simplu. Doamne. Știi că s-au făcut anul trecut două, trei? Mari, niște mere, nu știu ce soi sunt. Bine, nu erau extraordinare la gust, recunosc, dar mari. Așa. Din coace, uite-l pe ăsta ce fel arată. Ăla, body... Nu e niciun bot.
Adică e alt soi, nu știu. Eu nu știu după soi, dar nu e niciunul de ăsta cunoscut. Da, are de ăsta așa. Seamănă doar. Seamănă, nu? Seamănă. Ia uite, s-a dus până la pământ, cred, crengile. Plin. Așa, trecem mai departe. Ăsta e alt soi din ieri. Am pus câțiva să fie aici. Și sunt pe vârf acolo, ăsta n-are multe tare, dar... Golden, care e golden? Nu știu, dar nu e... A, ăla de acolo, ăla mic, care a făcut anul trecut. A sărit peștere, da, am văzut. Așa. Ia uitați ăștia. Pline. Uliu! Încet. Aici, a, aici am tăiat copacul. Eu am pus frunze. L-am dat jos. De asta de care am... De să coc, într-o săptămână să coc sigur și astea, oricum. Sigur. Încep să coacă. Da, ia uite ce fără arată vișinul ăsta, piesicul ăsta. Până jos, e plin. Anul trecut? Plin. Era mai mare, știu, zic. Că mă puneam. Dar stai că mai târziu să fac. Da, da. Deci, nu toi veri, că nu o să mai dureze mă până încep să coacă. Anul trecut mă băgam pe dedesubt și reușeam să iau. Anul ăsta nu știu dacă mai poți mai... Ia uite, până în mai sus, bagi. Are peste tot. Ia uite ce acolo. Ia uite ce pe crengoaia ăla. Mama ta, Doamne. Aici avem caisele, sunt, dar sunt, și fii atent că dăm copt. Uite, vezi? Deja când lucesc, dăm copt. Uite, la asta se vede, uite, deja e galben. Dar s-a ascuns după frunze, dar are peste tot. Nu pot să trag cu asta, oare să... Nu se vede, dar... Dă deja în copt ele. Într-o săptămână, sigur să cot. Frumoase tare. Au câteva, cred că sunt vreo 20-30 sunt. Așa? Ia uite astea să coc primele, Carmen. Deja sunt gălbejite. Ia uite-ți. Da, nu mai sunt anul trecut mari, sunt micuții anul ăsta. Dar e plin oricum. E plin. Plin cu piesici. Ia uite-ți, asta deja în 2-3 zile dă să coacă. Și mare asta. Nu știu cum a crescut printre ele așa. Ia uite-ți. Deci are de piesici multe. Și ăsta altul la fel piesicul ăsta, astea sunt mai mari. Să coc ăștia doi cam amândoi odată, în același timp. Ia uite-ți. Și cam asta e grădinița noastră. Și din coace să vă arat. Ia uite-ți. Multe piesici. A, uitați cum sunt. Cam așa sunt din mărimi. Uitați așa. Sunt mari oricum, dar nu sunt ca anul trecut. Clar. Și cam atât. Cam asta e tot ce puteam să vă arătăm momentan. A, la castraveți îmi v-am arătat. Ia uitați, am pus pată. Și plin de castraveciu de aici. Nu știu dacă se vede ceva, dar oricum, ia uite-ți. La fiecare nod are câte 2, câte 3. Ia uite-ți. Castraveți la fiecare nod. Deja poate să facă câteva borcane, cred. Azi, mâine. Ia uite-ți. Cam așa sunt ăștia de mare acum. Ia uite-ți. Sunt mărișori. Ăsta s-a mânat, dă-n jos. Am mai scurămâni și dihuri ăștia, au mai dat în ei. Ăștia de pământ. Ia uitați. Mulți, mulțișori chiar. Ia uitați și aici. Sunt ca lumea, până în fund încolo și am și în partea cealaltă. Iar asta e smeura, plină și asta, plină. Da, și cam atât, mergem la treabă, gata. Că ne-am lăudat cam mult. De ce ai sudat-o? Ha? De ce? Păi nu avem o să o prind. De cât vine sudor?
decât prin sudură. Deși teoretic mi-a zis tantinenea ăla, nu o să se sudeze acolo niciodată. Am fost încăpățânat. Tu de fiecare dată ești încăpățânat. Am sudat. Dar până... Nu știu dacă o să-și țină, dar oricum. Treacă pe aici, deci nu îi cade în cap. Cum să cade? Cum să treacă? Pe aici. Păi ce să-i cadă în cap? Nu să cadă ușa în cap. Dar ce obscut o să cadă în cap? Dacă se desprinde acolo sau ceva. Ești nebun la cap, ce? Eu fac curs să cadă în cap la oameni? Da, câte lucruri am făcut eu să cadă în cap? A? A? Atunci când mi-ai făcut farsa aia, mama. Ei, lasă. De adevăratele, așa mă refer. Asta n-a fost de adevăratele? Am fost de-a falsele. Da. Hai că arată bine. Cu gardul, cu ușă. Uite așa, unul aici. Ui. Ui. E migălos tare. Trebuie să le scoți alea, după aia să le îndresc cuile, după aia să le scoți, după aia să le tai, după aia să le mama dorului. O grămadă de timp. O grămadă de timp luat, măi, o grămadă. Măi, mami face. Dar nu fac eu meseria așa, nu-i probleme. Gata, care păr, mult. Adică utilă, meseria așa. Ce meseria așa? Mari, meșter Manole. Director. Scutură mâi, leau. Ca tine n-am văzut în tot țara. Da, e. De ce nu tai? De ce nu tai din partea elaltă, unde n-are? Dă-mi dă-mi jos și-i rău. Înțelegi? Așa. Tot și nimic. Mi-am pus să scurgă ploaia cu alea, frumos. Acum nu mai trebuie vopsită, dar trebuie să mă apuc de porți. Dar mi-e urât, deja a început să-mi fie urât tare. Da, dacă nu iară, că... Trebuie scoasă fiecare zi. Fiecare cui? Fiecare cui și a început să mă sicterească așa. Chestia, așa o leacă. Chestia în sine. Știi? Ce zic? Da. Ce înaltă-i poarta. E cât bine? Cred. Ce? N-ai trasat linia? Nu, că vreau să fac altceva, dar nu mai fac. Las-o așa. Bună, Emma! Pleacă de aici, că nu e voie. Nu e voie. E soare în grădină, mami. Emma, hai înapoi. Las-o, că nu-mi dorim. Uite-ți cu porta. Ia. Ce zice sărata Ema? Ce face ăsta aici, mă? Bă? Da, dar mai devreme a fost o închisă și a trecut pe sub stinghia de jos. Păi, ăsta e mică. Ce face ăsta, mă? Blochează. Îmi blochează căile de acces chiar peste tot? Da. Nu am uțea? Uțelei, de la o parte, că am mai băt tot scândurul. Mai ai băut două și nu mai ești. Nu știu cum ți-i explic eu ție. Ai înțeles care e ideea? Muțu? Nu se bagă asta în buzunar. Dacă ar avea cineva să-mi țină de asta, mamă ce ușor ar merge, jur. Contra? Da, e contra. Da? Stă-mi de scândură, să nu mă... Păi eu ți-aș ține, da. Hai să adunăm scândurile alea cu foie, ca să știu, iute. Păi du-te și adună-le tu. Gata, te-a furat. Nici n-ai să-i băi, Emma! Să-l ciur de creionul și-a picat. Uite. Așa, zice, vrează scaunul. Ce ai făcut? Ai înjumătățit-o? Da, păi am pus-o pe aia de jos dreaptă. Am mai rămas că nu sunt toate drepte, zai seama, una e mai strâmbă, una e mai dreaptă, una e mai... Nu sunt toate perfecte. Că asta e situația. Și o să văd dacă intră aici. Cum să nu intre? Ce ai? Nici de aici, dacă... Nici de aici, dacă era. Nu intră așa. Uite, și aici se mai pune. Da, da.
dacă tot e spațiu. Să-mi faci un mâner și un cuietoare ceva. Dacă improvizezi ceva. O ceva, știi cum ți-am zis și la ușa de la terasă? Tot ceva de genul. Dacă improvizezi ceva. Dar asta e perfect dreaptă. Deci nu se deschide, nu se închide, e perfect, perfect dreaptă. Da. Ce nu se închide? Nu se... A, nu, da, nu rămâne cum o deschizi acolo, așa rămâne, da, știi? Da, da, pentru Ema. Uite, pe aia mă... Ce vii, iubita mea? Ia iubește-l, ia iubește-l, cum îl iubești? Uite, a scuipat, mă, poți să scuipat. Tu-ți, mă, mă, liga, mă. Deci mi-a pup, îmi dai? E mai mult americană. Bă, dar ești nebun. Așa, încă un pic. Încă un pic. Un pic, picul-i prea mult. Un pic mai puțin. E prea mult. Trebuie să fie cât de cât țapă. Așa, și trebuie să mai pun de unul de aici până aici. Partea alta. Ca să joace în el. A? Cum îl prind? Aici? Uh-huh. Hai că ți arat imediat. Simplu și eficient. Simplu și eficient. Și pe partea alta? O bucățică de scândură. Hai că ți arat acum. Pe partea alta e un zăvoraș. Ca să poți să pun sus, știi? Da. Asta tăiată pic de aici. Era de cum? Sau asta, sau asta? Ce scrie aici? Că nu înțeleg. Hă? Mai ce? Nu să mai tai, ca să vină exact. Să mai tai un piculeț. Un piculeț. Așa, da, aici trebuie să-i fac un zăvoraș la femeia, mie nu-mi place. Se prinde ceva așa, să fac pac, pac. Și aici, încă ceva de joc, să joace asta pe ea. Ai înțeles? Uh-huh. Ce? Tot și nimic. Ei. Pa! Am plecat de la tine. Bună ziua! Uite și Ema smulge pălării. Ema smulge pământ. Mănâncă. Mănâncă? Că e neagră la gură. E bun pământul, Ema? Aha, că ce bun. Bravo! Hai, stai acolo, stai acolo, că... Așa, stai cu minte acolo. Mâine. Ia, faci plajă. E caldă, stai și de și e și moale pământul. Ce faci acolo? Trebuie să pui mâna pe ea, să nu te jărcănești la mână. Dă-mi o leacă, rasta pe lui Elation, după aia, încetul cu încetul, se duci. Bine. Se tot ieși, odată ce deschizi. Ce a făcut, mămuțule, mă, ești foarte supărată, mă. Cam că pui fasole și nu o lasă mama. Nu te lasă mami să rup fasolea? Hai du-te și rupi tot. Fugi. Rupi toată fasolea. Hai du-te. Du-te. Mai mult am mâncat pământ. Vrei să te duci? Hai du-te. Bravo. Ce? S-a dus aia jos. Ce? O șurub. Așa că să nu... Te încep la mână. Ia vezi că să rămâne. Dă drumul! Dă drumul! Nu-i voi, Ema! Ema! Ia dă-te. Stai, ia las-o o secundă. Da, da. Ema! Ia-o de acolo, nu mai lăsa. Merge! Nu dădea drumul la ea. Așa parcă prea mult.
Uite, șoșorul ăsta fix, întâi. Deci când intri în grădină, închizi de aici. Dar ce, ce să-i fac eu pe partea elaltă ca să nu mai cumpăr de ăla? Vezi locuri? Sau ideal ar fi fost. Da. Ce? Vezi dacă nu m-a dus capul. S-o pun aici cumva. Pe final, pac, te lăsai mai ușor pe ea. Stai. Nu-i greu nici așa. Hă? Hă? Nu pot. Cum să nu poți? Nu pot. Dar poți așa. Pac, pac, uite, cu un deget. Hai bre, mă faci de rușine. Hă? Mm. Nu? E bună, doar că... Ia uite aici. Nu poți. Ia uite, 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 de simplu. Îmi rup mâna. Cum să-ți rup mâna? Ia uite, cu două deget, ia uite, ia uite. Trei dești. Nu merge cu trei dești. A plecat Emma. Ups! A plecat la plimbare? E pe după solar. E pe după? Sau pe solar. Acum depinde. Măi, nu mai are folia. Ia du-te lătut. Ea nu știe că nu mai e folia. Și la botul tău. Pământ. Ce-i păpat? Pământ arat? Ce-i păpat? Pământ arat? Da. Ericuță, zi-mi și mie, da. Dacă tot ești aici, da. Când aveți serbare? Mâine. Serios? Da. Păi, ai la serbare ta? Păi te duci, mergi și măta, dar atunci la școală? O, da, în curtea școlii. În curtea școlii serbare? Uh-huh. Serios? Uh-huh. Ascultă, Eric. Păi și ești vreun premiu? Nu. De ce? Nu știu. Dar doamna ce a zis? A zis că dacă ar fi fost premii, eu cu Janina și cu Andrei. Ce? Am fi pe locul 1. Dacă ar fi fost, cum adică? A, dacă ar fi fost premii, mă, dar asta nu înseamnă, adică nu-s premii în bani nu. Sau păi în ceva. Nu, nu sunt premii, nu-i premiu, doi premiu, doi premiu. Nu, mă, se referă că nu vă dă premiu, nimic, știi? Da. Doar diplomul de aia și atâta. Nu ne dă, nu ne dă. Nici diplomul nu vă dă, mă? Nu. Deci, practic, pepine, pe. Deci, Carmen, du-te tu, eu te călărești pepine acum. Gata, stă fata cu mine de acolo. Ia uite ce, ia uite ce fel a stricat pepine, boala aia de dihol, de atent. Ia uite ce e zăbăcit. Nu Ema, Ema nu face, da? Nu. Nu Ema, nu. Nu, nu. Ema e plecat, nu. Deci, premiul întâi, Ericuță, zice? Trei cu premiul întâi. N-avem. Am înțeles, mă, că n-aveți. E, ok, ce vrei, ce? Am zis, ce premiu ai luat? Dar v-a trecut mediile în carnet? Întâi. A, păi așa zi, eu asta te întrebam. A, da, da. Și unde e carnetul? În geantă. Păi vreau să-l văd și eu. Dar deja știi ce e. A, da, e bine. O diplomă e egală cu zero. FB pe linie, nu? Deja știi ce e. Ai vreun bine? La vreun medii? Nu. Doar foarte bine? Nici la engleză? Nu. Păi nu ziceai că ți-a pus... Nu, nu! E suficient, nu, ai uitat că ai uitat acasă, nu ți-a pus înseamnă? Nu, nu l-a pus că atunci când se așteaptă să știe mai puțin, el e cel mai activ la ora ei. Da. N-avea cum să-i pună. Doar da, doar pentru că e de omul ăsta. Mai întâmplă. Dar dacă tu ești deștept... Da. Ca să nu se mai întâmple, că dacă îi lasă așa... Da. Ăsta a amețit, cum e el? Da. Nu e ricuță? Mm-hmm. Bă, da, acum ai luat sau n-ai avut carte la engleză? Carte la engleză? Bă, da, au avut. Ai dus-o acum? Da. Ultima dată, acum. Da, da. La matematică, la română și la... și la... matematică, română și engleză. Da. Și le-ați predat, nu? Da. La Cristu, ce loc e? Nobel. Premiul Nobel. Serios? Pentru pace. Locul 7. Chiar nu v-a făcut media generală? Nici măcar n-a încheiat mediile la doar două materii. Eu scap, aveam în 1 iulie. Ia, știi ce ia? Locul minus 1, cum lăcrii? Așa, după tine, locul cam întâi, locul întâi de la cu, coadă. Cu minus, cu minus. Da, așa, după minus tine, locul întâi. Ce loc? Ce, a, cam a cât ai ești? În clasă. Așa, în clasă. A, cât te extinezi tu așa? Dar aici ai curățat tu? Eu din 26 da, de copii. Da? Da? Aproximativ, trebuie să fiu. Aia, am 15 copii. La mijloc, la locul 20 aproximativ, sau cred, nu? Da, dar sunt
Am înțeles, dar asta e cel mai important, că sunt și mai. Nu, dar cu aproximație, așa. Cât ai zis că sunteți? 26. Măcar până cu 27, dacă ești 4 ani. Dar tot ar trebui să o sun pe doamna de încintă mai degrabă, să aflu de la ea detalii de astea, nu? Când se încheie mediile. Când se încheie? Păi când s-o încheia, dar ea dacă tot să uită, spune, no, uite, o să-i... Până la toamnă, măi, la toamnă când s-o încheia. Dar nu, dar ții minte că ea din clasa a treia aia n-a mai venit cu medii încheiate? Ieșau ăștia, noi jucam fotbal și ieșau de la colegiență, știi? Aole. Și întreba, bă, ce preme ai luat, bă? Strigam la aia cu colegiență. Săraci. Dai să mă, ce penibil te simt. Acum îmi dau seama, știi, că e urât. Da. Golani. Unde e, mă? În lume. A plecat în lume? Unde e, mă? Ca a cui era aici? Bunii! A dispărut? Cred că s-a dus după ea. În păcărare dai cu sapă? Unde? Aia. 200. Da. Paralele. Stai că vorbeam azi la stele? Fizică. Cum era? Vorbeam azi la fizică de... de? Lumina și cum se propagă. Așa. Și era o lumină paralelă. Și toată casa a început cu două stele paralele. Și a zis doamna, da, două stele paralele. Băi, și fizica. Atât. Două luni paralele. Două luni paralele în care ești la fel de premiu întâi. Ia uzi, modest unde era, mă. Dacă erai tu la coadă, nu mai tăceai din gură, nu? Nu mai ziceai nimic. Nu mai ziceai nicio brânză, așa e? Lasă băiatul în pace. Ești așa, Eric? În fiecare familie trebuie să fii un proș un deștept. Atât! Ca altfel? Sunt a doua variantă. Acum fiecare să crede ce vrea el acum. Sunt a doua variantă. Care? Și la care prima? A doua variantă la coadă. Acum fiecare să crede ce vrea el. Da, chiar. Bă, e important. Cel mai important să treci clasa, restul mai des. Serios, fără vă zic. Păi și ce-i ce-i bun? Păi dar eu ce zic la mea? Doamne, stai să-i vezi pe ăștia. Sunt ei. Ai luat-o trei, a doua nu pot să-i ce. Eu tu prea muța. Parlamentari care au fost repetenți în Parlamentul României, vorba aia. Da, păi, stai. Dai seama că ai ieșit, nu, ieri ai ieșit Sebi la tabla matematică. El avea doar note proaste. Mâine mă apuc de... cum îi zice? Ema! Nu-i voi acolo! Lasă-l! Mâine mă apuc să termin poțele. Nu poți să le faci nici așa, că nu vezi că... Dacă lași bălăriile, te năpădesc. Trebuie de grădină. Ce-i prioritar păi aia să faci? Păi, dar de aici mâncăm! Ce-i prioritar aia trebuie făcut? N-ai un ban, dar vii în grădină și ții și ți-ai făcut o salată. Bă, și vezi... Gândește că 15 ar tu. Ai 15 ar de grădină, da? Așa ai, 15 ar e cultivată. Dar imaginează-ți la aia care au pe hectar jumate, 2-3 hectare cultivate. Haide, dă-i din mână, lasă. Lasă bolghiri. Ia uite, mă, du-te la ea, Eric. Lasă, meargă. Știe să-l ia. E ok. Nu are nimic.
Cum se uită! Uite cum se uită! Mamuța! Uite cum se uită! Gata, mamică, strine din amol, hai să te spăl! Să nu spăl mare! Hai că merge la fel! Merge! Păi noi mâncăm la fel! Gata? Mergem la călinii alea? Da! Ia, ia-ți cască! Da! Casca mea din păr de oaie!